Este pentru a 20-a oară, al 20-lea an consecutiv, când la Baden-Baden, în Germania, în contextul întâlnirilor dintre reasigurători, organizați Seara Românească. Ce înseamnă Seara Românească pentru acest eveniment în contextul în care ne aflăm? Seara Românească, din punctul meu de vedere, este un eveniment foarte important. 20 de ani în urmă, când am organizat această seară, acest eveniment, scopul principal a fost de a aduna împreună toți reprezentanții pieții românești care erau în formare. Erau încă reminiscențele dintre înainte de 90, când fiecare considera că ceea ce știe el este secret, nu vreau să discute companiile între ele, nu vreau să se întâlnească reprezentanții companiilor, deoarece se temeau unul de altul. A fost un motiv de a ne întâlni cu toții, de a discuta despre orice, chiar și despre piața de asigurări, dar și despre viața de zi de zi, de a ne împrieteni din nou și de a căpăta încredere între noi. Iar acum 20 de ani, când am inițiat acest eveniment, eram underwriter, acum sunt broker, altă fază a carierei mele, aș putea să spun, dar evenimentul respectiv are același impact. Arătăm lumii și pieții de asigurări că suntem o unitate, suntem o piață care trebuie respectată, o piață unită, o piață care știe ce face. La Baden-Baden știm, o mare parte din cei care ne urmăresc, cred că deja cunosc, faptul că se reîntâlnesc cei mai mari asigurători din lume cu cele mai importante companii de asigurare din lume. De aceea, importanța serii românești la Baden-Baden cred că este una cu atât mai mare. Spuneți-ne ce înseamnă de fapt Baden-Baden pentru piața de reasigurări. Baden-Baden, dacă stăm să ne uităm la istorie, cred că majoritatea o știu, a fost un eveniment pentru piața de aviație și de maritim, nu de piață de nemaritim sau de neaviație. De aceea, reasigurătorii și asigurătorii s-au mutat la Monte Carlo ca și au făcut pentru a avea și ei piața pentru toate riscurile. Baden-Baden reprezintă pentru noi, specialiști din piață, un fel de avantpremiere, ca să spun așa, ce se întâmplă înainte de renuire. Suntem în octombrie, deja toate companiile de asigurări știu ce au de gând să facă la renuire, societățile de asigurare știu deja ce au de gând să ofere pieții de asigurări. Este un eveniment foarte important. E adevărat că a trecut pe multe transformări de-a lungul timpului, chiar în ultimii 20 de ani, dar chiar și dinainte. Mi-aduc aminte, ani și ani în urmă, când venea la Baden-Baden, deja societățile de asigurare știau ce au de gând să facă, veneau cu contractele, reasigurătorii se uitau la ele și chiar luau o decizie pe moment. Nu mai e cazul. Acum e lumea internetului, tot se face prin internet și, practic, deciziile mari se iau în ultima lună, în decembrie, și de multe ori și în ultima săptămână. Noi vă mulțumim frumos și așteptăm cu nerăbdare cea de-a 21-a ediție a serii românești de la Baden-Baden. Și o aștept, fiind cetățean american, la 21 de ani ești major. E adevărat că piața, fiind cetățean român, era major la 18 ani, dar doresc ca piața românească să devină majoră și după sistemul american, adică la 21 de ani, la anul. Și poate va fi mult mai matură decât acum, având 21 de ani. Mulțumesc mult, lui Exprim. Mulțumesc că Exprim întotdeauna a fost alături de noi și ca organizator și ca partener.